Iulia Mihalache, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mergem mai departe cu știrile. Vigilia a făcut prăpăd în capitală. Doi oameni au ajuns la spital. Peste 100 de copaci au fost doborâți de vântul puternic și zeci de mașini au fost avariate. Puterea vântului la rafală a depășit chiar și 70 de km pe oră, astfel că zeci de case și de blocuri au rămas fără bucăți din acoperișuri. A căzut un plop pe niște cabluri și a căzut pe mașini. Și înăuntru ai mașină cu daună totală și pe încă o mașină s-a spart un far. Și spitalul Obregia din capital a fost afectat de furtună. Un corp de clădire a fost evacuat după ce un copac a căzut peste clădire. La ora 17:45 a căzut copacul respectiv din fața secției 8. A afectat o aripă a secției 8 psihiatrie. Pacienții au fost mutați nu pentru că erau puși în pericol, datorită faptului ca să nu perturbeze liniștea lor în condițiile în care se intervine asupra copacului sau remedierii situației respective. Acoperișul unei clădiri din centrul Bucureștiului a fost luat de vânt și s-a prăbușit pe trei mașini parcate în apropiere. Proprietarii autoturismelor au privit neputincioși mașinile avariate. Nu mi s-a întâmplat nimic niciodată, nu! Cam cât e paguba până în momentul de față? Păi nu știu, un șofer de taxi a fost rănit după ce vântul a smuls un copac și l-a aruncat peste mașina lui cu tot cu cablurile electrice pe care le-a rupt în cădere. O femeie a suferit răni ușoare și a fost transportată la spitalul Bagdasar după ce un copac s-a prăbușit pe mașina ei. Am văzut, da, mai copacul. Mi s-a făcut rău. Normal că mi s-a muiat picioarele, v-am zis că nu se poate așa ceva. Un bărbat a fost găsit fără suflare în parcul copiilor din sectorul 4. Autoritățile spun că este posibil să fi fost doborât de vânt chiar de pe schela pe care lucra. Avem încă 3 răniți, dar din fericire nu sunt răniți grav, care au fost transportați la spitale. Inspectoratele pentru situații de urgență conlucrează direct cu autoritățile locale și județene și discută cu ele. În primul rând, în aceste condiții unde vorbim de vânt puternic, prima acțiune este al omului de rând, care trebuie să se protejeze, să stea departe de copaci mari care pot să cadă. În Ilfov, ploile au inundat străzile și au făcut traficul imposibil. Vântul a bătut în zona capitalei cu peste 70 de km pe oră, iar în termometre n-au fost mai mult de 13 grade.